fiscalul municipiului Bacău și accesarea celor 7 milioane de euro. Un alt subiect foarte important și care vă prezentă această agenda a conferinței de presă este vorba de reabilitarea locurilor cu limba roșie. De asemenea, o serie de prezentări care vrea să le facem pentru a fi foarte clar pe insula de Agramen, deci pe situația insulei de Agramen, și o serie de considerații în final pe ce a însemnat ședința de Consiliul Local de ieri în Transa. Vreau să vă prezint faptul că în decembrie, de Crăciun, mai exact, aș prezenta acest aspect, strategia de finanțare a zonelor defavorizate de municipiul Bacău a fost considerată câștigătoare și a fost considerată eligibilă. Ce înseamnă acest lucru? Municipiul Bacău, împreună cu alte entități de drept privat și de drept public, FSC, Betania, DGASPC, AJUFM, persoane fizice, Barleta, instituții de învățământ, s-au strâns în acest grup de acțiune locală și împreună au gândit o strategie pentru zonele defavorizate din izvoare LED, din zonele de izvoare LED. Este o strategie foarte aplicată și foarte coerentă. Uniunea Europeană, în prima etapă, a spus da, este principiile pe care dumneavoastră le prezentați sunt corecte și ideile de început sunt bune. Au considerat câștigător această strategie inițială. Au acordat 50.000 de euro pentru crearea întregului proiect. Și ulterior s-au depus aceste proiecte de calificare, în vederea calificării. Municipiul Bacău sau strategia municipiului Bacău, a planului municipiului Bacău, a fost declarată câștigătoare, este a 8-a categorie, a 8-a strategie și a 8-a proiect din țară. Nu vreau acum să prezentăm faptul că au fost totuși și alte județe și alte municipii cu rezonanță mult mai mare în România. De genul Clujului, care nu s-a calificat, sectorul 3 și multe alte asemenea, Baia Mare, care, uitați, la noastră este capitala tineretului din România. Dar municipiul Bacău a câștigat suma în mod integral. Deci, aceste accesări de fonduri puteau să fie până la 7 milioane de euro. Iar proiectul nostru a fost declarat câștigător într-o formulă completă. Deci, toate cele 7 milioane de euro și cu posibilitatea de a fi alocate municipiului Bacău. Vreau să mulțumesc partenerilor noștri, celor pe care le-am menționat anterior, FSC, Betania, DGASPC, Barleta, JUFM, persoanelor fizice, instituțiilor de învățământ care au participat la elaborarea acestui proiect. Și să vă spun că pentru prima dată avem o strategie nu doar în tipul sau încheia promisiunilor electorale de campanie, dar aici facem școală, aici facem drumul sau mai facem nu știu ce pe undeva, aici avem un drept, ci avem o strategie de dezvoltare a acestei zone defavorizate, coerentă și concentrată. Și concertată. 4,5 milioane euro din totalul celor 7 milioane de euro se vor duce pe ceea ce înseamnă infrastructură. Diferența vor fi ocupate pe tot ceea ce înseamnă cursuri și recalificări profesionale și alte asemenea chestii. Vă reiterez faptul că pentru prima dată sunt lucruri palpabile, sunt chestiuni foarte concrete și în continuare pentru a reprezenta punctual ceea ce am făcut noi acolo, să dau cuvântul președintelui acestui grup de acțiune locală, care a coordonat acest grup, cel care a coordonat acest grup, domnul Lucian Bogdanet, înainte de a mulțumi pentru implicarea de toți partenerii pe care i-a avut în municipalitate.
este o dovadă certă de transparență și este o dovadă certă a faptului că această municipalitate, această administrație, știe să lucreze cu toți partenerii locali sau cu partenerii locali, este să folosim limbajul europene, cu stakeholderii locali, în vederea dezvoltării unor strategii și a unor proiecte de interes comun pentru întreaga comunitate. Nu avem pretenția faptului că doar unii știu lucrurile cele mai bune, doar unii dețin adevărul suprem, ci cred cu tărie că dacă ai parteneri de încredere și dacă ai parteneri corecți, poți să duci pe un oraș, o comunitate și poți să așezi lucrurile într-o stare de normalitate. Vă mulțumesc, domnul primar, pentru introducerea dumneavoastră și cuvintele frumoase. Am mult drag să spun tuturor, pentru că ne întâlnim pentru prima dată în formula unei asemenea conferințe de presă. Ce aș dori eu să spun pe scurt, municipiul Bacău, după cum știți, în august anul trecut a câștigat 50.000 de euro grant din partea Uniunii Europene pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare locală care să vizeze aceste două zone marginalizate, respectiv Izvoare și Ledea. Publicul țintă sau populația targetată de această strategie este de 22.000 de locuitori, de persoane, ce înseamnă o zonă urbană marginalizată. La nivelul iunie 2016, Banca Mondială, în parteneria cu Guvernul României, dar pe banii Băncii Mondiale, a elaborat un atlas al zonelor urbane marginalizate, un atlas de 400 de pagini care vizează toate România, toate orașele importante din România. Municipiul Bacău are 16 astfel de zone urbane marginalizate, totalizând 23% din populația municipiului Bacău. Cu alte cuvinte, un sfert din populația municipiului Bacău trăiește în zone de excluziune socială, lipsă de oportunități, fără șanse și așa mai departe. O zonă de sărăcie, din punct de vedere economic și material. Am abordat împreună cu consultanții noștri și cu toți stakeholderii, să spun așa, menționați de domnul primar și prezenți în cadrul calului aceste două zone urbane marginalizate, pentru că din analiza socială, economică, demografică, dacă vreți, a celor două zone urbane marginalizate, acestea se calificau cel mai bine din punctul de vedere al punctajului, al indicatorilor și al criteriilor care ar fi făcut eligibilă strategia noastră de dezvoltare locală. Acum, ce a însemnat elaborarea acestei strategii și voi trece pe scurt prin această aventură a galului nostru, care inițial trebuia să fie un proiect întins pe 6 luni, după care s-a scurtat din rațiuni de necesitatea absorbției fondurilor europene la 2 luni și 3 săptămâni. Noi a trebuit să condensăm tot ce asumasem inițial că vom face în 6 luni, în 2 luni și jumătate. Am avut vreo 6 focus grupuri, cu minimum 15 persoane fiecare focus grup, 5 întâlniri în zonele urbane marginalizate cu minimum 50 de participanți, din care 30% femei, 30% tineri, până în vârsta de 35 de ani. Colegii noștri de la Direcția de Asistență Socială, cărora le mulțumesc pe această cale, au elaborat 1000 de chestionare, aproximativ 1000 de chestionare în cele două zone urbane marginalizate. Și, în urma acestui traval, a rezultat o listă indicativă cu intervenții în zonele urbane marginalizate respective. Rețeta noastră financiară a acestui SDL, acestei strategii de dezvoltare locală, este de 7 milioane de euro, din care, după cum bine a menționat domnul primar, peste 4,5 milioane de euro vor intra în investiții de infrastructură, respectiv 2.400.000 pe ceea ce înseamnă investiții în capital uman. Ei vor fi atrași prin programul operațional Capital Uman, fostul postul, ca să fac o analogie, o corelație cu fostul exercițiu financiar al Uniunii Europene. O să vă punem la dispoziție aceste intervenții și strategia, ca să fiu mult mai lămurită, știu eu, expunerea. Însă, ceea ce aș vrea să menționez, din punctul de vedere al investițiilor în infrastructură, pentru că noi am mers la volumă maximă a strategiei 7 milioane euro, primăria va revendica, ca să folosesc această citat, investițiile în infrastructură, deci cei 4,6 milioane euro,
vor constitui proiecte la care va aplica primăria Bacău, municipiul Bacău, ca membru în acest domeniu. Și aceste proiecte se referă la extinderea infrastructurii tehnico-edilitare cele două zone urbane marginalizate 1,2 milioane euro, cu precădere în zona Izvoare. Ce înseamnă această infrastructură tehnico-edilitare? Apă curentă. Suntem în discuții cu cei de la CRAC care finalizează aplicația pe programul operațional infrastructură mare. Unde vor interveni și în zona Izvoare sau în zona Netrapetă cu investiții pe apă și canal. Noi vom interveni pentru infrastructura rutieră, pentru iluminatul public. O să fie o complementarizare din punctul ăsta de vedere. Reabilitarea locuințelor sociale a căsuțelor, faimoaselor căsuțe din Izvoare, 1,2 milioane euro. Intenționăm să refacem tot ce înseamnă locuirea zonei respective pentru populația respectivă, grupul ținte respectiv. De asemenea, un proiect eligibil. Practic schimbăm tot ceea ce înseamnă acele oameni de locuire sau ce înseamnă să le dăm jos și ne să facem ceva mare. Da. Dezvoltarea centrului o școală pentru toți, faimosul centru din zona Izvoare, din cartierul Izvoare, care este sub jurisdicția școlii Octavia Voicu. Este un centru care va primi 800.000 de euro pentru dezvoltarea sa. Toți copiii din zona Izvoare merg la acel centru, inclusiv școală după școală. El conține și clase primare, școală primară și noi credem că acei copii din zona respectivă merită o dezvoltare pe măsură a infrastructurii școlare și o șansă în plus pentru destinul lor și pentru cariera lor școlară, să spun așa, pregătirea. De asemenea, crearea unui centru integrat sociomedical care să ofere servicii specializate la propriu nevoile comunității, o investiție de 950.000 de euro, care înseamnă reconvertirea unui imobil generos de câteva mii de metri pătrați, existent la fostul Colegiu Tehnic Leta. Acel imobil a parcurs o etapă de modernizare în anul 2008, însă a rămas neutilizat până în zilele noastre. De către, l-am găsit împreună cu domnul primar. Haideți să spunem că a fost abandonat. El a fost parte a fostului Colegiu Leta, Colegiu Industrial Leta. S-a reabilitat pe fondurile europene în anul 2008 și după aia s-a închis colegiul. Da? Pur și simplu s-a relocat. Acolo a fost o întreagă chestiune interesantă. Și l-am găsit într-o stare de neutilizare, să ne exprimăm așa, ilegal. Dar, totuși, din punctul nostru de vedere, o clădere de asemenea dimensiune, care este reabilitată, să o ții în neutilizare, e o mare greșeală. Am încercat mai multe soluții și mai multe variante pentru această clădire și credem că, până la urmă, acest centru poate reprezenta pentru întreaga zonă ce intenționăm să facem cu acest centru? Ei bine, pe analiza strategiei de dezvoltare locală a ieșit foarte clar că persoanele din zona respectivă, Izvoare, Letea, trăiesc într-un spațiu segregat, rupți cumva de oraș, ei, ca să plătească taxe impozite, ca să aibă servicii medicale minimale, repet, trebuie să bată, vă dați seama, din Izvoare, în oraș întreg, în o parte asta altă, ca să poată să-și plătească o taxă, un impozit, să aibă o consiliere din partea AJFM, de pildă, tot ce înseamnă șomaj sau oportunități de serviciu, de locuri de muncă. O să mutăm în acest centru integrat toate aceste servicii care vor deservi zonele urbane marginalizate menționate. Respectiv, Izvoare și Leta. Deci, practic, discutăm de un nou centru administrativ. Socio-administrativ. Astfel încât oamenii de acolo să nu fie nevoiți zi de zi, lunar, știu, săptămânal, în funcție de viețile lor și care își organizează existența, să traverseze un oraș întreg pentru a putea plăti taxe, pentru a avea parte din o investigație medicală minimală, pentru a avea o consiliere în zona locurilor de muncă și a oportunităților pe piața muncii și așa mai departe. În total, de asemenea, și fac o paranteză aici pentru a încheia prezentarea investițiilor pe latura de infrastructură, care ne preocupă pe noi, Bacău și actuala administrație, cum bine ați zis, primar. 100.000 de euro sunt alocați pentru amenajarea de parcuri și spații de joacă care să deservească școala după școală și locațiile deja menționate. De asemenea, 200.000 de euro pentru crearea unui spațiu public urban. Acei oameni din zona Izvoare, zona Leata, nu
ne dispun de un spațiu urban pentru socializare, pentru respectiv 200.000 de euro, crearea unei întreprinderi sociale de instanțe care să asigure locuri de muncă, inclusiv pentru tineri, femei, persoane cu dizabilități. Aici e o aplicație pe care o dorim realizată în parteneriat cu agentul economic Barleta, care se află în galul nostru. Și asta înseamnă, în final, aplicarea pe un proiect care se ducă la apariția unui punct de lucru și a unui punct de lucru care să preia tot ce înseamnă aceste persoane cu risc de excluziune socială sau cu dizabilități, care nu au, după cum bine știu, o șansă, știu, o rezolvabilă corectă pe piața muncii sau în ceea ce privește calificarea în zona unui loc de muncă. Ce mai vreau să menționez pentru a încheia prezentarea acestui dat și acestei strategii? Prin intermediul investițiilor pe care le vom realiza, vom accesa axa nouă din cadrul programului operațional regional. Axa nouă cu un titlu pompos, dar asta este, știu eu, modul în care Uniunea Europeană își definește proiectele, dezvoltare urbană durabilă sub responsabilitatea comunității locale. Așa se numește această axă nouă. Tocmai de aceea constituie egalul, pentru că am adus la aceeași masă factori decizionali, oameni de afaceri, oameni din zona ONG-urilor, dacă e o ONG-uri respectabile ale municipiului Bacău, cu o carieră verificată, practic, în ceea ce înseamnă, activitățile sociale. Toate intervențiile vor viza imobile deja existente, noi nu putem construi de la zero, plătind spații și așa mai departe, ci doar reconverti imobile pe care deja le avem. Tocmai de aceea ce am prezentat eu aici sunt școli, clase, imobile pe care deja le avem. În final, garul va avea o durată de funcționare de 5 ani, numai de 2023. Așteptăm semnarea contractului de finanțare, care, în mod normal, trebuia să, știu eu, să fie realizat undeva la finalul acestei luni trecute, începutul acestei luni, însă, potrivit ultimelor știri, se dorește și se va realiza reînființarea Ministerului Fondurilor Europene și, practic, vom trece de la MEDERA și Fondurile Europene la Ministerul Fondurilor Europene, o altă titulatură, o altă problematică juridică și vom semna, probabil, cel târziu la începutul acestei primăveri contracte de finanțare cu Ministerul pentru atragerea celor 7 milioane de euro. Ce vom primi din stat este un procent de 15% din alocările de program operațional capital uman pentru funcționarea și administrarea galului. Acest gal, 5 ani de zile, va avea niște costuri de funcționare și administrare de pe exista. 15% din 2.400.000 de euro, cât este alocarea pe parte de capital uman, înseamnă undeva la 300.000 de euro. Practic, acest gal va lua 300.000 de euro timp de 5 ani pentru finanțarea existenței lui. Noi va trebui să angajăm specialiști, experți în evaluări de proiecte, pentru că toate proiectele vor fi depuse la GAL și GAL va tria finanțarea acestora și va stabili eligibilitatea acestora, conformitatea acestora. Specialiști în domeniul juridic, în domeniul economic, experți financiari care să țină tot ce înseamnă evidența financiară a acestui GAL. Și o ultimă mențiune pe care doresc să o fac, acei 50.000 de euro pe care am primit pentru elaborarea strategiei, iată, care s-a dovedit eligibilă la suma de 7 milioane euro, au fost decontați în totalitate. Galul acolo a fost verificat de ADN-ul test de către compartimentul COPU, postul se numește el. La sfârșitul anului trecut, toate documentele au fost luate la colegat, verificate și toți banii, practic, sunt în curs de decontare, pentru că toate actele sunt în regulă și nu există nicio problemă din acest punct de vedere. Eu atât am avut să vă prezint. Dacă există întrebări... Înainte de a vă ruga să puneți întrebările, făcând vrând o concluzie, se poate spune în felul următor. Se va injecta o sumă de 7 milioane de euro în aceste două zone lete izboare pentru ridicarea și creșterea acestei zone, dar nu numai atât, ci și pentru extinderea serviciilor municipiului Bacău în acele zone. Pe care, de consecință,
municipiul Bacău va începe oare acum această etapă de expansiune. Nu mai putem să ne dezvoltăm doar pe lungime. Va trebui, într-un fel sau altul, să mergem pe laterale, să trecem, într-un fel sau altul, apa și calea ferată. Această injecție de 7 milioane de euro se corelează și cu planul de mobilitate urbană, dar și cu strategia de dezvoltare a municipiului Bacău, unde puteți regăsi al doilea corp peste Bistriță, care duce înspre Letea Veche. Care este, într-adevăr, o strategie pe termen lung, e un proiect de dimensiuni foarte mari, dar care va trebui să-l facem. Și pas cu pas ne îndreptăm spre aceste lucruri. Avem certitudinea acestor 7 milioane de euro, avem certitudinea stakeholderilor locali care lucrează împreună cu municipalitatea, avem certitudinea că aceste zone vor crește și nu doar vor fi rezolvate o serie de probleme punctuale. De exemplu, și acum suntem în proceduri pentru obținerea tuturor avizelor pentru un nou traseu de autobuz care să deservească întreaga zonă. Acolo reprezentând una dintre acolo. Dar alea sunt niște proceduri punctuale. Trebuie gândit o strategie pe ansamblu și intervenit în acest fel. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Pe acest subiect. Dacă nu sunt, trecem la următorul punct al conferinței de presă. Vă rog. 2,4 milioane investit în capital uman. Mai da. Ce înseamnă? Mai concret. Cele 2,4 milioane, odată vor fi aproximativ 300.000 de euro în funcționare, cum am spus, a Galului. Cursuri de calificare și recalificare a forței de muncă, inclusiv calificare pentru persoane cu dizabilități, 450.000 de euro. Acestea au rămas pe 5 ani. Vreau să înțelegem foarte bine cam asta, pentru că nu va cheltui nimeni sute de mii de euro într-un an de recalificare a forței de muncă. Crearea de locuri de muncă protejate pentru persoane cu dizabilități, oameni, persoane vârstnice în cadrul întreprinderii sociale, 400.000 de euro. Furnizarea de servicii socio-educaționale în cadrul centrului O Școală pentru Toți, pe care îl modernizăm pe partea de infrastructură, dar îl vom și utila personal și cu calificat 300.000 de euro. Furnizarea de servicii în cadrul centrului comunitar integrat medico-social, pe care îl modernizăm, cum am prezentat anterior, în cooperare cu AJUFM, deci ASPC, Inspectoratul Școlar Județean, care a participat foarte aproape de noi în proiectul ăsta, DSP, a avut o componentă de consultare a comunității dezavantajate. 475.000 de euro. Deci, noi avem indicatori pe această strategie de dezvoltare care vor trebui atinși sub aspectul dezvoltării capitalului uman. Un anumit număr de populații care trebuie școlarizată, o anumită cantitate de persoane defavorizate care trebuie să lucreze și să aibă un loc de muncă la sfârșitul exact aici e problema. Exact aici e problema, dacă îmi permiteți. Deci, aici vedeți cele două componente diferite ale întregii abordări. Partea decidentului politic care o să vă explic acum și partea tehnicianului, să zic, care a venit cu o serie de precizări foarte tehnice, parametri și multe alte semnifici. Dacă este să discutăm cazul clasă, al acelor căsuți cu populație romă, dacă nu vei găsi soluția să le dai ceva de dragă, să facă ceva concret, să fie angajat undeva, să fie recalificat, să facă ceva, simplul lucru de a le reface casele, spațiul de locuire și de a duce copiii la școală, nu e suficient. Și atunci va trebui să iei, să le dai ceva de făcut. Ca să poți să le dai ceva de făcut, trebuie să-i reconvertești din punct de vedere profesional sau chiar să îi găsești locale din punct de vedere profesional. Și așa se începe. Ăsta e primul pas. Nu e suficient să-i dăm peștere, trebuie să punem mânița în mână. Tot nu furați nici. Da, dar trebuie să avem încredere în acest plan. Am întâlnit... Trebuie să avem. Nu, o secundă. Vreau să vă dau iarăși un exemplu pe care
statul, fără loc de muncă, fără buletin, fără nimic, copilul campion la luptă. Copilul campion la luptă, dar nu că avea o singură medală. Fratele lui care făcea, și am acele poze, fratele lui care făcea baie într-un lighean, se pregătea să se ducă la același antrenament de la luptă. Și mama lui îmi spunea, trebuie să-l spăl de două ori pe zi în lighean, pentru că dacă nu-l spăl, nu pot să-l trimit la școală, pentru că miroase. Aici la noi miroase. Și le excludă ea mai mare. Îl dau afară. E de datoria întregii comunități. Știu că există probleme. Dar să știți că riscul va fi cu atât mai mare, cu cât va fi lipsa de educație și cu cât va fi imposibilitatea de a oferi o alternativă. Trebuie să facem. Cu riscuri, cu potențiale, probleme. Dar trebuie mers înainte. Ca să vă dau un alt exemplu. Din acea zonă, sunt foarte mulți copii care își doresc să ajungă la școală în zona centrală. Nu mi se pare o abordare foarte sănătoasă. Pentru că sunt în momentul de față foarte, foarte câteva școli care sunt aglomerate, supraaglomerate. Și o mare de școli care stau pe jumătate goale. Pentru că toată lumea se centrează în anumite puncte. Ca să fac o mică paranteză, fiul meu era acea școală pentru că i-am dat acele școli, stau în preajma școlii respective. Dar infuzia de capital uman și capital financiar în școala de acolo, din izvoare, va trebui să genereze și sigur va genera o cu totul altă abordare. De ce trebuie să te vii la școala din centru când poți să ai școală și ai o școală bună, foarte bine dotată, foarte bine utilată, cu profesori instruiți, cu profesori care sunt capacitați să reacționeze prin aceste cursuri la tipul ăsta de populație care a fost defavorizată și care a fost împinsă la marginea societății din reacțiuni sociale. Și atunci ce se duce acolo? La fel, de exemplu, una dintre creștile și grădinițele pe care le vom face va fi în Șerbănești. La școala Licuiene. De ce o facem acolo? Pentru că acolo trebuie copilul să-și să stea, să fie existența. Nu să chinui părintele tot neapărat la grădiniță sau creștere în cer. Asta e să stea acolo în mijlocul comunității. Să se dezvolte în mijlocul comunității. Nu există noțiunea că sunt unele școli mai bune, unele școli rele. Nu. Există unii care sunt mai performanți într-un domeniu, unii mai puțin performanți într-un domeniu. Dar e școala bună, școala rea. Sau am auzit, de exemplu, apropo de componenta de școli, am auzit teorii, am încercat, este o școală din Bacu, nu o să-i dau numele, care tot îmi explica că mai vrea un corp, mai vrea un corp de clădire. Și am întrebat managerul acelei școli. Dar din ce facem acel corp de clădire? Păi pun și părinții, pun, mai găsim noi niște sponsori. Și am zis managerul. Bine, aia costă pe puțin undeva la 1,5-2 milioane euro. Pentru că, așa bun. Dar facem ceva așa. Nu poți să faci ceva așa, că ai niște costuri standard. Trebuie să ai un standard de construcție. Atunci am zis, dar uite, vă dau în subordine o școală care e pe jumătate goală. Și intră în subordinea noastră. A fost pe punctul de a merge mai departe și de a trece peste această poveste și a aloca acea școală sub ordinea acestui școli care era cu pretenții. N-am continuat demersul pentru că legislația învățământului e catastrofică. Exista riscul ca acei profesori să-și piardă locurile de muncă. Dar să știți că mentalitatea asta cu școala bună, școala rea, școala de centru, școala de periferie, asta trebuie să înceteze. O să vină să ne dea în continuare DSP-ul amenzi că nu avem cubași. Descoperești DSP-ul că nu avem cubași. Că sunt prea mulți copii. Până acum n-am văzut. Dar e bine că văd și acum. Bine că avem mintea cea de pe urmă. Dar noi vom avea în continuare această posibilitate dacă nu se schimbă componenta de mentalitate și această investiție care trebuie făcută în școala de cartier. Vreau să mă credeți că de-aia am început să investim
În toate școlile, fără niciun fel de distinție. Nu mai merge pe teoria, ora îi facem așa, ora nu mai facem. Ne încercăm pe toate. Vă dau un exemplu de școală care, deși e oarecum în zonă periferică a orașului, fost la școala numărul 29. În cele mai bune școli. Și foarte bine administrat. Aici mai e o paranteză și mai e un adendum. Cine administrează acest lucru? Că nu totul să fii un bun profesor la catedră, ci trebuie să fii un bun manager. Da. Cred că m-am dus în prea. Eu participând la întâlniri în zonele astea de favorizate, întâlniri care erau obligatorii prin derularea acestui proiect, am întâlnit cazuri, eu vă spun, impresionate. În primul rând, o audiență deosebită, că au venit mult peste 50 de persoane la fiecare întâlnire. Pentru că acei oameni vă spun interes. Propriul lor destin și propriul lor probleme. Am întâlnit declarații de tipul eu nu știu să scriu, familia mea nu știe să scrie, dar copilul nostru trebuie să cumva să dăm la școală, neapărat să ținem într-o școală, să pregătim să iasă de aici, să plece din izvoare, de exemplu. Deci, există o expectanță, oamenii ăia 30 de ani de zile, excepția unei foste administrații care am apucat să facă pe aici pe acolo buletine, nu au făcut obiectul unui anumit interes sau unei preocupări concrete și coerente în zona dezvoltării zonelor respective, în ceea ce privește dezvoltarea zonelor respective. Și noi credem că pentru prima dată, așa cum spunea și domnul primar și foarte bine nuanța aspectul ăsta, pentru prima dată s-a mers pe o strategie clară și cu obiective clare pe care vom interveni pentru a ridica nivelul de trai în zonele marginalizate respective. Și sigur că poate fi un model de bună practică, care pe viitor poate fi locat în alte zone urbane marginalizate, în municipiul Ivana. De ce nu? Nu, mai am întrebare. Legat în zona LED-a Ivana, există o mare suprafață de teren care a fost în fabricii LED-a. A venit cineva, există vreo inițiativă publică sau privată legată de dezvoltarea zonei? Da, a venit... Nu știu, întreb, că e pustietate acum. De când s-a demorat fabrica, probabil, eu vă spun că e în mâna lichidatorului. E în mâna lichidatorului care acționează probabil, nu probabil, cu certitudine doar din acțiuni economice. Doar în cheie economică și vinde terenul. Altceva nu vă se facă. Unul dintre obiectele, să zic, de interes pentru municipalitate în zona respectivă este o străpungere de arteră rutieră care trece pe acolo și leagă zona izvoare, în mod direct, nu doar pe acel faimos drum al boților, știți la ce mă refer, trebuie o străpungere. Și probabil acolo, din punctul meu de vedere, acum, în momentul de față, este considerată zona industrială. Deci e o cheie. Totuși avem o zonă industrială în mijlocul orașului. Aia ar trebui convertită într-o zonă de locuit, în zonă de parc, în zonă de ceva. Nu putem sta cu zona industrială în mijlocul orașului și restul totul să ai bordat de zone de locuit. Dacă vă arăt puzul, o să vedeți că exact așa e acea pată maro înconjurată de zone de locuit. Bun, acolo industrie nu mai este. E clar. Există un plan, aveți un plan? V-am zis, din punctul meu de vedere, trebuie în primul rând legată, în primul rând trebuie legată prin zona de arteră rutieră și dacă vor exista posibilitatea, modificarea UTR-ului respectiv, unității teritoriale de referință a categoriei de folosință a respectivului teren. Dar pentru asta trebuie să fie o serie de cereri. Ca să vă dau un exemplu de cerere, a fost proprietatea de clădiri care au cumpărat clădirea de fostelor birouri de fabrici LED-a, tot aflate într-o zonă de relativ industrial, și care își doresc să facă acolo cămin de bătrâni. Nu ne opunem sunt nicio problemă. Da, care o refac. Investesc bani acolo. E un medic de la aia, din ceea ce știu. Dar nu pot să vă dau prea multe detalii, că nu știu foarte clar aceste chestiuni. Inițiativa, pe de altă parte, pot să vin să-ți comunic. Planul de mobilitate urbană îmi stabilează ce trebuie făcut. Acolo la fel și strategia de dezvoltare. Dar aici
celor care dețin acele zone, acele spații, să vină un feedback. Pentru că eu pot să vin și spun, ok, vom face un drum aici. Eu voi lega și vom face o accesibilitate pentru zona Retea și pentru zona, mai exact pentru zona Izvoare. Dar pentru mediul privat, ce înseamnă? Înseamnă posibilitatea dezvoltării acelei zone, sunt câteva hectare acolo de teren. Vă spun că inițial, în momentul în care am ajuns primar, aveam un vis frumos dacă am putea cumpăra acele terenuri pentru a construi acolo o zonă de parc și o zonă de economică. Dar din câte știu, lichidatorul, ce... care e situația? Ce... Eu din ceea ce știu... momentul de față, valorifică patrimoniul. Asta pot eu să vă spun. De ce vă spun chestiunea asta? Pentru că, în mod normal, și noi suntem interesați, o porțiune din drumul de acces spre viitorul centru administrativ al zonei aparține lichidatorului. Sau este în proprietate și vrem și noi să-l cumpărăm, acea porțiune de drum. Practic, ea stați, nu are lichidatorul. Poate? Ea lichidatorul. Nu. Ea lichidatorul. Statul... statul data viitoare. Bun, și drumul ăla unde ar fi mai exact? Este din strada Retea în lateral. Și este acea porțiune de drum de câteva sute de metri. Care figurează în tabulatul și s-ar fi în proprietatea administratorului. Deci aici, acolo discutăm, cum să vă spun, o discuție foarte seacă și foarte rece, un lichidator. Ați avut o discuție? Da. Până la urmă, noi scoatem la ceva. N-au obiectivul de susținere a zonei sau de dezvoltare sau asta. E un lichidator. Trebuie să satisfacă toate cererile comitetului creditor. Nu e vorba că e aceeași zonă pe care a fost acum câțiva ani scandal cu postul? Se cerea schimbarea din industrial în rezidenția? Ba da, ba da. Cred că da. Cred că e vorba de aceeași zonă. Cred că e vorba de aceeași zonă, dar nu știu să vă spun. Probabil colegul meu, la momentul respectiv, publicat în presă, are mai multe detalii. Da, s-au și împărțit loturile alea acolo. Nu mai este un lot integral de 40-50 de hectare pentru a facilita vânzarea pământului, ca să zic așa, domnul lichidator a secționat diverse loturi care să facă unele mai ofertante, altele mai puțin ofertante și el se află în cursul lichidării patrimoniului ca să dea bani la bănci, la stat, la domnului primar, ce mai e de dat la stat. Dar principiile care vor funcționa în acea zonă, aici vreau să fiu foarte, foarte drag. Sunt de acord și sunt convins că toată municipalitatea gândește în aceeași idee. Suntem de acord să se dezvolte zona de locuit, să facă par, să facă orice. Dar înainte de toate trebuie să fie accesibilitățile foarte clar stabilite. Adică drumul să fie suficient de mare, zona verde suficient de mare, nu avem drumeagul de 3 metri, lasă o facem noi și după aia constatăm că nu avem nici... Sunt o serie de dezvoltatori prin Bacău care au venit așa, dar cu blocul. Poate sunt, dar nu curgea, cum trebuie, nu avem țeava suficient de groasă, drumul de acces nu e suficient de bun, nu avem accesibilitate în zonă. Astea vor trebui să fie gândite într-un mod unitar. De data asta nu mai putem să gândim individual, doar o zonă acolo, face cineva un bloc foarte bine. Face cineva un bloc. Să facă. Sunt, este un proiect acolo, nu? Dezvoltare cumva. Nu? Păi, nu așteptăm să vedem. Nu, e nedorim. Dar așteptăm la vânzare. În zona Legea, sunt 3 blocuri acolo și oamenii sunt scoase la vânzare și oamenii se promite că în viitor vor fi spații comerciale și magazine și... Da, așteptăm să vedem asta. Zona comercială și magazinul nu e aparajul nostru. Ce aparajul nostru, în schimb, este să respecte toate aceste componente de RTE-ul. Rețele tehnică de mâncare. La care nu mai trebuie să... Repet, nu e suficient să avem bloc. Blocuri facem. Ok. Ne pricepe. Toată lumea construiește. Dar, ca să ai accesibilitatea zonei, ai mai întâi o discuție cu autoritatea locală și autoritatea locală cu transportatorul public. Puteți ajunge acolo? Faceți un complex de 500 de apartamente. Putem ajunge acolo? Se poate drumul acolo?
Ce trebuie făcut? Eu văd diferit în acest moment această explozie a construcției. E bine, e foarte important că se construiește în Bacău, dar haideți să construim în așa fel încât să nu ne călcăm unii pe alții. Pe bătături și nu mai avem nici pe să ne dăm seama că suntem cu traficul contra blocat. Sau niște cetățeni care au cumpărat un apartament nou, un bloc nou, într-o zonă, nu pot pleca de acolo până la Bucești. Dacă nu am mașină, e greu. Se întâmplă acest lucru. Sau cu geaba prostă. Dar apropo de zonele astea defavorizate, de exemplu, cartelul CFR sau Șervănești, dar Șervănești nu extinde, adică nu am să extinde tot. Există și acolo ceva Așa cum a spus la început, la partea explicațiilor, ne-am orientat către zonele urbane marginalizate cu posibilitățile cele mai mari de a face eligibilă strategia noastră. Pentru că Bacău are 16 zone urbane marginalizate, nu doar aceste două zone urbane marginalizate. Cartierul CFR nu este o zonă urbană marginalizată, pentru că sub niciunul din indicatorii de locuire, demografie, locuri de muncă și așa mai departe, nu este o zonă de accesibilitate, exact, nu este o zonă de favorizată. Acest gal este constituit ca parte a strategiei de dezvoltare locală. În viitor, pe măsură ce vor exista alte axe, știu, alte aplicații de tipul ăsta, sigur că vizăm, dar noi trebuie să ne gândim că, apropo de rețeta financiară de 7 milioane euro, sunt orașe care au luat 3 milioane în strategie, 2 milioane, 4 milioane, nu 7 milioane de euro. Cer bani mulți în momentul în care indicatorii tăi și populația care e deservită de, practic, în final de populația țintă, ca să zic așa, aceste investiții are o anumită dimensiune. Păstrând proporțiile, noi deservim oricum Moinești, în zonele urbane marginalizate, Letea și Izvoare. Un oraș. Pe de altă parte, exact cum am spus anterior, fiecare dintre aceste zone care au un potențial de risc, să spun, încercăm să le dezvoltăm, replicând oarecum aceste măsuri aplicate. De aceea, construcția creșterii și credinței Șerbănești. De aceea, sensul de girator nu doar din componenta de zone de trafic, ci și de accesibilitatea zonei. Adică, practic, infuziile nu vor fi la fel de mari. Nu avem suficient bani, nu putem avea aloca 7 milioane de euro. Dar problema pe care o are, să știți, în momentul de față, cartierul, una dintre problemele foarte grele pe care le are cartierul Șerbănești, este faptul că fiecare acolo a construit cum și ce a putut. În defărmășiri. Autorizație, bineînțeles. Și cu bună închidere din ochi a autorității locale. Și acum am ajuns în situația în care ei facem stradă. Dar ca să faci strada, tu trebuie să ai o serie de standarde. Ca să respecti acele standarde, înseamnă să ai o dimensiune suficient de mare să-ți intre mașina de pompieri, nu doar salvare, mașina de pompieri, auto-utilitarea de pompieri, să ai toate rețelele tehnică utilitare, iluminat public, gaz, conductă de apă, o conductă pluvială, plus trotuare. Ori eu vă dau N exemple în care drumul pleacă 7,5 metri și ajunge la 3. Că unii au fost mai uiți de picior și mai orientați și unii au închis ochi. Și uitați că drumurile așa merg acolo și se îngustează. Vă pot da exemple de străzi care, dacă mergem un pic pe Gheorghe Hociung, dacă mergem un pic pe locotenent Botocan, însă la 5 minute de relativ de oraș. Dar anul trecut, de exemplu, pe acest locotenent Botocan, pe această stradă, nu puteai intra, efectiv, pentru că nu ai pe unde să intri cu niciun fel de mașină de dezăpezire. Cu ceea ce aveam anul trecut. Anul ăsta avem dimensiuni mai mici. Mașini de dimensiuni mai mici. Știți cum dezăpezeam acolo? Cu dastru. Înainte-înapoi. Înainte-înapoi ne împingeam ca să facem protecție pe acolo. Pentru că nimeni nu s-a gândit că totuși ne trebuie un drum mai lat, ne trebuie rețele, ne trebuie ceva. Și asta e, aici e o mare problemă. Parte din
aceste probleme se regăsesc și pe cartierul Ghirești. Un alt exemplu de probleme cu potențial este, dar nu vreau să o detaliez foarte tare. Foarte mult în aceste conferințe de presă, pentru că vreau să fiu foarte bine documentat și voi prezenta acele materiale documentate. Este vorba de faptul că trebuie să facem trotuare. Trotuare de acces în zona Șervănești. Există riscul ca cineva să nu fi pus rețelele utilitare la adâncimea care trebuie. Și dacă nu e la adâncimea care trebuie, nu pot să pun deasupra nimic. Pentru că există riscul ca cineva să nu fi respectat normativ. Dar o să vedem concret. Ceea ce aș mai adăuga eu în întâmpinarea celor spuse de Olindu și mi se pare frapant totuși, pentru că acest atlas al zonelor urbane marginalizate, prin mod, e făcut de Banca Mondială. Nu e făcut de o instituție care umblă cu cioara vopsită. Din PIX, din UNDAR. El se încheie, e dat publicității lui în 2016, a fost realizat în anul anterior, un an, un an și ceva, s-a lucrat la el. După un an de lucru, la nivelul iunie 2016, aflăm că un sfert dintre băcăuani, unul din patru băcăuani, trăiește în zona sărăciei, să spun așa, sau excluziunii sociale. Asta în condițiile în care, an de zile, ni s-a tot spus că suntem un pol al dezvoltării și o să devenim un fel de Star Trek al regiunii nord-est. Uite că Banca Mondială, care nu face politică, sau, mă rog, e mai rezervată la Sasu Hanu sau știu ce alte clișee politicianiste, dacă vrei, a venit cu un verdict destul de rece. Și cu o radiografie foarte clară. Din perspectiva criteriilor acestei instituții, care sunt criterii valabile peste tot, la civilizată, să folosesc dacă asta, un sfert dintre băcăuani trebuie să se rece. Asta e nivelul orașului. Dacă nu mai sunt întrebări pe acest subiect, v-aș propune să trecem la următorul. Blocul, vorba de blocurile cu Bulină Roșie de pe strada Mărășești. Sunt acele blocuri cu Bulină Roșie care prezintă un risc foarte mare de, în momentul producerii cu tremur. Și vorba de obligația pe care o are atât autoritatea locală, cât și Guvernul României pentru refacerea acestor blocuri. Cazul că suntem, exact cum am spus, pas cu pas, dacă ne ținem de cuvânt, suntem în situația în care discutăm în momentul de față de reabilitarea acestor 5 blocuri. 5 blocuri, nu doar de lucru. Ce înseamnă reabilitarea acestor blocuri? Înseamnă 33 de milioane de lei. Asta este suma totală estimată în momentul de față, 33 de milioane de lei. Din care 80% din partea fonduri guvernamentale, 20% autoritatea locală. În momentul de față s-au aprobat, mai exact ieri, s-au aprobat documentația tehnico-economică la DALIU, deci documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, și a început execuția proiectului T. Spre deosebire de alte proiecte, DALIU și PTH, în cazul acestui proiect, a fost acceptat, sau acceptat de la lege și pot fi făcute împreună. Este proiectantul are un termen de 3 luni de zile să livreze întreaga formula proiectului, după care vom ieși în licitație cu aceste blocuri. Avem certitudinea că vom primi acești bani. Avem, la cum s-au derulat contractele și finanțarea primite de municipiul Bacău în anul trecut, dar și în acest an. Avem certitudinea existenței acestor sume de bani, iar acest proiect merge înainte. Am depășit foarte multe etape preliminare, în care, din păcate, foarte mult timp pierdut pe asociațiile de proprietari și cu proprietarii de blocuri, de imobile sau de apartamente din acele blocuri, le-am depășit în final pe absolut toate. Și suntem în momentul de față în certitudinea existenței acestor lucrări, deci avem prima etapă depășită. Prima etapă, și aș spune, cea mai importantă de toate, pentru că din ce spunea că soluția tehnică, bugetarea și concretețea posibilităților de soluție. Practic, toate aceste 5 blocuri, ca să facem așa o estimare de timp, la modul ideal, la textul
nu sunt manifestate la nesfârșit și în momentul în care noi avem niște constructori serioși. Deci, la modul ideal, discutăm de 3 luni din data de ieri, deci pornind din data de ieri, finalizarea și scoaterea la licitație acestor proiecte, pe de-o parte, pe de altă parte, discutăm de un termen de execuție între 1,5, maximum 2 ani de zile, în contextul în care discutăm de o variantă ideală de licitație. Proiectarea și daliul a costat 400.000 de lei, sunt achitate de către Guvernul României, iarăși cu concretețe acestor bani. Noi vom aloca pe buget absolut toate sumele necesare pentru continuarea și existența și efectuarea acestor lucrări în acest an și sperăm că anul acesta să începem efectiv reconstrucția acestor lucruri. Ca și soluții tehnice, e vorba de cămășuirea structurilor de fundație, deci intervenția pe structurile de fundație. Deci este o intervenție care este neinvazivă pentru locuitorii acelui loc, dar, din păcate, este unul dintre blocuri care are o structură de rezistență diferită, care vor trebui o serie de intervenții de plafon. Că, efectiv, introducerea unor mase de plafon. Și atunci vor fi o serie de intervenții pe scara blocului, nu doar de cămășuie. Alte detalii de natură tehnică pot să vă dau, dar nu știu dacă sunt foarte, foarte interesante. Până la urmă, discutăm de concretețea unui proiect pe care o să-l punem în aplicare începând de acest an. Suntem, putem spune cu sinceritate, că suntem în etapa în care se maturizează proiectele pe care le-am început încă din vara 2016. Dacă doriți întrebări... Nu, legat de asta, vreau să vă mai continu, mai sunt preocupări sau fonduri pentru anveloparea blocurilor, pentru nu mai spus nimic în ultima perioadă de asta. Da, pentru că nu ați m-am auzit, pentru că eu am abordat relațiile cu cetățenii într-un mod foarte simplu. Este axa de finanțare, axa 3, axa 3, luma de abilitare. Dar această axă de finanțare, Uniunea Europeană spune foarte clar. Fără a mai da posibilitatea autorității locale de a o face așa de cireș. Uniunea Europeană spune în felul următor. 80% este statul român, și Uniunea Europeană, 20% cetățean, beneficiar. Ce înseamnă asta? Până nu există contract, nu există act notarial în care proprietarul sau asociația de proprietari să vină în fața autorității locale să spună, da, noi ne asumăm, nu putem merge mai departe. Fii de acord, dacă există la undeva un catalog, ceva, în care se zice asociația de locatari, proprietari, știe cât ar costa, de exemplu, anveloparea blocului respectiv, sau scări, sau blocului. Și să știe cât îi revine 20%. Există un catalog al asemenea... Există un catalog, dar există posibilitatea de a întreba. Și să nu vă închipuiți că asociațiile de proprietari nu întreabă sau nu-și fac teme. Ei știu foarte bine și cât costă, pentru că îi întreabă autoritatea locală. Dacă sunt interesat. Vă pot. Dar normal. Se face un calcul estimativ. Nu poți să discuți strict o sensul. Faci o estimare pe ce s-a făcut cu materialele care le-ai acum. Ca să vă dau un exemplu de diferență, Uniunea Europeană de data aceasta spune foarte clar vată minerală bazaltică. Vata minerală bazaltică, spre deosebire de simpla vată minerală, e mult mai scumpă. Dar e un izolator mult mai bun și nu asta e problema. E vorba de sistemul de inizugare. Bun. Deci există posibilitatea ca să de locatari. Nu mai bun. Exact. Mai mult decât atât, dar vreau să vă spun că sunt asociații de proprietari care în momentul de față își strâng semnături între dumneavoastră și vor veni cu tabelul cât de curând. Vreau să rămâne surprins, sunt asociații care sunt în zona de sud a orașului. Mai puțin în zona centrală. Unde e mai mare individualism, să zic. Dar fără această asumare din partea cetățenilor, cu 20%,
permiți anterioare. Nu vor să iasă din casă, asta e clar. Și în al doilea rând, banii vor fi recuperați de la locatare. Iarăși o problemă dificilă pentru oameni. Bun. Deci, v-am spus că ne-am lovit încă din start cu această problemă a reticenței, a discuțiilor, a poveștilor, că eu nu vreau, că nu vreau, că nu știu ce. Litera legii spune în felul următor. Nu vrei, e dosar penal. Nu stă la povești. Și intrăm cu buldozerul și te poate scoate jandarma afară din casă. Asta e unul. Doi. Toate asociațiile de proprietari au dat una dintre etapele obligatorii de parcurs. Era hotărârea asociației de proprietari privind acceptarea efectuării acestor lucrări. În afară de un bloc, restul v-a zis, nu vor avea intervenții invazive sau maxim invazive. Va fi acea poveste de cămășuire a structurilor de rezistență. În blocul în care vor fi o serie de intervenții invazive, trebuie să aplicăm legea. Pentru că, repet, este infracțiune dacă te opui să faci acest lucru. Care-i blocul? Poftim? Care-i blocul? Imediat vă spun. Imediat vă spun. L-am pe hârtie. Și a doua etapă, a doua întrebare pe care o spuneați dumneavoastră, pe care a spus-o dumneavoastră, legea spune în felul următor. Poți și ai posibilitatea a doua autoritate locală să acționezi în două moduri. Ori îi bani imediat după, dacă nu consideri așa. Ori dacă nu, ai posibilitatea să dai în 25 de ani în rate de 25 de ani fără dobândă. Noi optăm pentru această variantă, 25 de ani în rate fără dobândă. Ne-am fi dorit, de exemplu, la reabilitare, ce scuze, domnul Popescu, la reabilitare acestor blocuri de care spunea domnul Cepariu, să facem acest sistem. Nu se poate. Nu te lasă să faci artificii de cele astea. Aici e foarte clar și foarte complet. Un moș de 80 de ani va să facă un contract de rate de 25 de ani. Poftim? Un moș de 80 de ani. E acceptat să... Da. Da. Mă rog, promisiunea de plată de 25 de ani. Sigur, pentru că are moștenitori. Iar acolo există o ipotecă pe apartament. Există o acceptare a moștenirii în momentul în care este acceptat. Dar de asta trebuie cu ipotecă. Da. Da. Și v-ați gândit să-i cazați pe care trebuie să iasă din casă, undeva, în cămintul perioadă de cazare. Înțeles. În momentul în care, și repet, nu o să fie așa șantierul la dement în care noi lucrăm fără noi. Lucrăm, și doar să lucrăm. Se lucrează pe porțiuni. Se intervine trei luni într-o zonă. Dacă o serie de proprietate, după aia se mută prin, în spatele blocului. Deci nu intrăm cu tot așa, fără discernământ. La fel vor fi și intervențiile și din componenta spațiilor comerciale, ca să nu blocăm tot. Se lucrează prima dată în față, după aia te muți în spate, după aia mergi în lateral, nu intri cu totul, să lucrezi la tot. E blocul 4. Și cât durează lucrările astea la un bloc? Estimarea făcută este de 1,5 ani. Haideți să fim foarte realiști. Punem 2 ani. Pentru că am văzut din ipostaza de primar că vine iarna, că nu vine betonul, că nu știu ce Dumnezeu se mai întâmplă, că ninge, că plouă, că n-am forțe de muncă. Ok. Putem accepta că e 1,5 maximum 2 ani. Maximum. Bun, am înțeles. Oarecum se leagă de întrebarea dumneavoastră, domnul Popescu, pentru că punctul 3 o să vedeți că am o atitudine foarte radicală în momentul în care există un contract pe care l-a făcut municipiul Bacău. Și ai o serie de obligații pe care trebuie să ți le asumi și să ți le execuți față de municipalitate. Față de orașul ăsta. Pot să vă spun că pe data de 21 decembrie am câștigat fața instanței de judecată, de la firma de apartament care a avut contract încheiat în anul 2012 cu municipalitatea Bacău, suma de 3,20
Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă greșeli de proiectare, înseamnă nu doar greșeli, o neglijență cruntă și un dezinteres total, o proiectare făcută din birou. În momentul în care am ajuns primar, am căutat, n-am mers cu o soluție radicală și nici cu sabia scoasă să pățească cineva ceva, Doamne ferește. Am venit și am început să discutăm cu proiectarea. La fiecare discuție, așa au reușit să ne amâne 3 luni de zi. La fiecare discuție mai apărea un inginer. Și acel inginer ne spunea, eu sunt inginer de drum. Bun. Și ce cauți la proiectarea rețelei de rezistență? Păi ne-a trimis șef. De fiecare dată apărea cineva. Obiectul soluției noastre în instanță a fost rezilierea contractului și obținerea acestor despăgubiri. Problema, din punct de vedere juridic, e clară, e cert, da? E indubitabil. Dar pe noi nu ne încălzește ca oraș faptul că noi câștigăm în instanța de judecată și atestăm faptul că acolo au fost făcute tot felul de porcării. Nu. Pe noi ne încălzește să avem această insulă finalizată. Ce am făcut în această perioadă intermediară, perioada în care s-a desfășurat acest proces, pentru că intenția mea a fost deschiderea acestui proces, nu doar obținerea despăgubirilor de la firmă, ci posibilitatea de a intra să am un alt contract, un alt proiectant care să fie capabil să finalizeze sau să îndrepte ceea ce e de făcut. De fapt, aici a fost scopul juridic al acțiunii și în subsidiar recuperarea prejudiciului. Am reușit acest lucru. Finalul, acum, în finalul acestei luni, se concretizează întregul proiect al noului proiectant. Se stabilesc noile soluții tehnice, sau să mai exact, la o parte dintre ele deja se stabilite noile soluții tehnice și ulterior ne apucăm de treabă. Ca și elemente de noutate, să zic, adică vreau să vă dau niște, chiar dacă sunt foarte tehnice aceste elemente, dar totuși vreau să vă dați seama de amploarea dezastrului pe care l-am avut acolo, trecând de faimoasa poveste a ovoidului de canalizare, că nimeni nu știa că e acolo, și acum ar trebui să facem, să reproiectăm, să se facă expertiză geo, să se dea soluții, să se dea, în fine, să se ajungă la reproiectare. Acum sunt o serie de piloni care încastrează o structură din fier-beton, care încastrează acest ovoid. Ca să nu vă spun că o parte dintre ei trebuie să aibă o zonă de inclinație, o parte, o zonă de inclinație. Deci, o structură complicată, pe de o parte. Pe de altă parte, ca să vedeți o altă demență pe care a avut acest proiect, ca să dați seama ce proiectanți bune am avut, panta de inclinare, rampa de acces către parcarea supraterană. Deși o parcare supraterană, o rampă de acces nu poate să depășească 8-9 grade. 8 grade. Ăsta e standardul de proiectare. Ea are 15. Deci, practic, nimeni nu poate urca cu mașina cum trebuie acolo. Adică, vă dați seama. Ca urmare a acestui fapt, va trebui inclinată această pantă. Când înclină această pantă, înseamnă că face un număr mai mare și vei ridica mai mult construcția. O ridicare cu 90 de centimetri a acestei structuri de parcare. 90 de centimetri înălțare înseamnă, de fapt, o modificare substanțială a cantităților și a structurilor existente. Da? Astea toate le-am întâlnit. Nu vă spun, nu există niciun fel de standard respectat pentru persoana cu handicap. Deci, parcă n-a existat acel standard pentru vechi proiectanți. Dau o serie de modificări de parametri tehnici foarte intense. Suntem în momentul de față aproape de finalizarea acestor soluții tehnice. Ca să vă spun în momentul de față foarte clar, suntem în etapa în care ajustăm toate listele de cantități de materiale. După aceea să putem continua această construcție. Dar repet ceea ce am zis și am zis-o și eu. Gândirea întregului complex. Tu poți să te simți, să apreciezi structura acestei insule, de fapt, dacă stai în bar, pe lac. Dacă ești în oraș, tu vei vedea un bloc care reprezintă acea parcare supraterană. Da?
Apropo de barcă și de lac, discuțiile care le-am avut cu cei care se ocupă de această deformatare, respectiv APA Siret, contractul este în continuare în derulare, dumneavoastră au suficientă bugetare din partea Guvernului României, nu există problema de natură financiară. Executanții trebuie să-și facă treaba, cei care lucrează acolo, dumneavoastră, la undeva, să caută soluțiile tehnice pentru a putea depozita bunul. Am certitudinea faptului că 31.12.2018 ne va prinde cu această insulă finalizată. Repet ceea ce am zis. Am certitudinea că 31.12.2018 ne va prinde cu această insulă finalizată. Asta nu înseamnă că nu vrem să o finalizăm în vară. Asta e, ăsta e grav pe care o avem. De ce am spus 31.12.2018? Este termenul final pe care Uniunea Europeană îl pune. Pe de altă parte, în acești parametri, sperăm că și APA Siret își va face treaba așa cum s-au asumat-o, au finanțare. Nu se prea vede, totuși, în decolmatarea progres. Aici e cel mai bine să întrebați pe dumneavoastră. Am explicat din punct de vedere tehnic. Eu am avut o serie de discuții cu dumneavoastră. Nu una, mai multe. Treaba până la urma municipalității și astăzi, sau treaba politică. Guvernul a alocat bani. Da, deci, nu există o problemă financiară. Poftim? Au mai fost întoși niște bani că nu s-a terminat. Am impresia că n-au firmă care să facă așa ceva. Eu știu că au firmă, dar pe de altă parte vreau să vă spun ceva. Ce au prezentat dumneavoastră? Dacă este să ne uităm pe hărțile și ridicările geotop, până la urmă, ale celor care lucrează acolo, lucrarea este în doi, să zic. Dar o mare problemă care o avem acolo, pentru că o să vedeți în tot felul de trasee, se face în anumit fel. Problema pentru care nu se vede, din ceea ce am înțeles de la dumneavoastră, și vorba de aceste vegetații care acoperă imediat. De lucrat, dumneavoastră spun că se lucrează. Eu n-am cum să iau de punde cu ceea ce îmi spun dumneavoastră. Ce vă dau dreptate că da, primit poate un ritm accelerat. Din partea dumneavoastră am primit. Să știți că au fost foarte deschiși, adică nu au fost reticenți, nu au venit tot timpul cu nu se poate. Deci eu am început să mă obișnuiesc din partea instituțiilor statului, la 80%, că am început cu nu. E clar nu. Deci după aia începe să discute. N-am avut parte din partea, n-am avut reacții oferite de acestea din partea APA Siret, chiar o colaborare. Ei au avut bani, 2 milioane, acum 2 ani, și au returnat că n-au făcut că. O licitație e făcută tot de ei. Nu e făcută de așa, adică... Și cu problemele acelui constructor, să ce am întâlnit. Două întrebări legate. Constructorul rămâne același? Sperăm să rămână același. Sperăm să rămână același constructor. Ce depinde? Depinde de cât este de tare modificat proiectul inițial pentru care a contractat respectivul constructor. Dacă formula este o modificare substanțială sau mult prea mare, trebuie licitație. Okay. Apropo de reformatare, când erați deputat, erați îngrijorat de cui de PSRL și ați făcut o pare a lucrării. A schimbat părerea. Nu mi-a schimbat părerea. Nu mi-a schimbat părerea și nicio formă. Nu era doar despre puii de păsărele, eram și de întreaga vegetație care se dezvolta acolo. Cred că toată această decolmatare, și exact cum am spus și despre bloguri, nu-i totul să lucrezi, nu-i totul să fii prostul hară. E important să lucrezi, dar să lucrezi cu nici. Mai poți să mai duci și într-o parte și în alta, să mai protejezi. De exemplu, acolo s-au făcut bloc o serie de cârguri de clin. Care? Vă gândiți, gândiți în continuare după insulă să facă și faleza aceea în fața centrului apostol. Adică, aia este un chinefacere în momentul în care pe rezolva și-a făcut la să face acolo faleză, să facă. Există o intenție și... Nu numai că există intenție, există o asumare din partea municipalității în fața Uniunii Europene prin planul de mobilitate urbană. Planul de mobilitate urbană care a fost declarat ok de către Uniunea Europeană și un proiect viabil și fezabil. Și au fost două județe din regiunea de Nord-Est care au fost primele, aici Bacău și Suceava, deși de obicei eram în ADR, eram un fel de
Pioneer, cam așa eram considerați la într-o perioadă relativ recentă, când nu mai exista niciun fel de prietenie între primar și fostul director sau directorul respectiv, și existau doar realitățile concrete ale eșecurilor pe care le aveam în Bacău. Ne-a spălat, aș putea spune, oarecum imaginea în fața terenului de est și în fața regiului. Acolo sunt două zone de intervenție și două proiecte. Pe planul de mobilitate urbană și pe componenta de atragere a celor 40,85 milioane. 1. Faleza Insulei, toată zona de Faleza Insulei, iarăși am găsit o deschidere din partea Apasive, pentru că le aparține. Zona de faleze, care trebuie să fie o zonă de promenadă, o zonă publică. Iar pe de altă parte, lucrarea Insulei, printr-un pod Vero, pieton și Vero, de celălalt mare. Va avea un rol exclusiv de agrement la cel tot și acea întregul complex al zonei. De aici, știți ce depinde în momentul de față, decât de repede se mișcă la autoritățile statului român. Există chiar și primele schițe de proiect. Și primele bugete. La multă. Și o propune la o întrebare care există și care îmi vine cu intensitate deosebită în ultimele luni. Există de când să fie desfințiată piața asta de la cimitir de acolo? Sud. Sud. Piața Sud. Da. Unde se face mor, există aromă. Nu știu de unde a fost zvonul ăsta, din ce în ce mai des. Bun. Gata. Deci nu există. Și dați-mi vreau să fac și eu domnul, domnul primar. Fiecare oraș are câte o primărie reprezentativă. Știu că face acum o construcție nouă, există și proiect, știu că de o ani are proiect acolo pe zona unde este astăzi alocată evreilor. Din... Nu i-au cea mai proprie, da. Bun. Bun, asta e despre sistemul cu care sunt legat cu de gândiți dumneavoastră. Spuneți-mi, dar eu vă fac o propunere. Ne cumpăreați hotelul Mărești, o teatru de acolo, și faceți acolo sediu reprezentativ al primăriei Bacău, domnului. Dumneavoastră ați fost acolo în polul ăla. Este superb. Adică reabilitarea acelui pol ar crea o imagine deosebită și pentru primăria Bacău. Faceți-mi la birou unde sunteți și ceri reprezentativ pentru Bacău, o sală de protocol, de primire, de nu știu ce și chiar acolo ar fi minunat, nici nu se pretează la acela. Îmi permite să vă răspund. Da, da. Bun. Haideți să le luăm pe două, pe cele două coordonate. Una cu molul de la Piața Sud. Da, vă garantez că nu există așa ceva. Noi suntem, într-adevăr, e normal să am adversat politic, că de aia suntem în politică și de aia toată lumea își dorește să fie primar, să fie consilier local, e normal. Dar sunt și o serie de oameni care minte în viața asta, care lansează tot felul de demențe. Cu acei oameni care sunt reprezentați, veți vedea că ne pun la instanța judecată, rugându-i să probeze ceea ce au spus. Ce este adevărat este faptul că toată piața centrală va fi reconstruită. Piața centrală. Piața centrală. Pentru că nu putem să stăm în anul 2018 sau în anii 2020 cu tot felul de corturi pe acolo și tot felul de pânze atârnând de pe acolo și înfluturând. Da, se apropie de finalizare proiectarea și se va intra în execuție în acest an. Asta vă garantez. Asta este un element. 2. Apropo de hotelul central, vă pot spune că în momentul de față noi așteptăm o dată finalizarea procedurilor băncii care îl deține, pentru că este o bancă care îl deține și un comitet al creditorilor. Dar este o bancă, nu o să dau numele băncii. Și așteptăm să-și termine interminabile ședințe ale Comitetului Creditorului să dispună odată scoaterea la licitație. Noi ne vom exercita dreptul de preemțiune, dar nu putem să spunem că vom da orice sumă de bani. Din ceea ce știu, dumneavoastră vor scoate la comunicare, ne-a făcut bani. Vor scoate la o sumă care nouă mi se pare în momentul de față
terenului. Este faptul că este monument istoric și noi nu vom putea niciodată să-i schimbăm nici destinația, nici încăpere, nici nimic. Nu, destinația nu putea. Și primăria monumentului istoric. Nu putem să-i schimbăm destinația acelui monument. Adică? Acelui clase de monumente istorice nu putem să-i schimbăm destinația. Dar nu este o problemă că putem să facem un monument. Poate să fie un hotel care să aibă o sală de protocol care să reprezintă o zonă de protocol pentru orașul Bacău. Pe de altă parte, pot să vă spun că Bacău se întoarce acasă. Orașul Bacău se întoarce acasă prin parteneriat cu care îl avem și relația foarte corectă pe care o avem cu Consiliul Județean. Biblioteca, fosta bibliotecă județeană, care de fapt a fost prima primărie, sau una din primele clădiri ale municipalității Bacău, s-a întors în patrimoniul municipalității Bacău. Acolo se va transforma toată zona de stare civilă, deci starea civilă va fi fosta bibliotecă județeană. Nu numai atât, toată zona va fi reamenajată gândind la, având în minte tot ceea ce înseamnă un oficiu de stare civilă, o reproiectare inclusiv a parcului. Eu am convingerea faptului că, în primul și în primul rând, cuplurile de tine căsătorii sau cuplurile care se căsătoresc trebuie să aibă o imagine frumoasă care să le rămână în minte din ziua căsătoriei și din momentul în care le-a fost certificat de către statul român această legătură. Și nu poți să stai într-o maghiarniță cu o masă de, zici că e discotecă de țară și cu trei steaguri, chiar dacă vine primarul, chiar dacă vine viceprimarul, condițiile tot în salvă. Până va fi această reorganizare. Dar tot acolo încercăm să avem și eu un complex, de-aia v-am zis încă de la început. Centrul de afaceri, nu contest calitățile pe care le are, dar e un pic mai departe. Dar pentru care vom găsi acolo posibilitatea de a avea conferințe de presă, o zonă de comunicare, adică și o zonă de primire pe care trebuie să o aibă municipalitatea Bacău, pentru că în clădirea actuală pe care o avem, nu putem să facem acest lucru, e o clădire care depășește și toate punctele de vedere. Pe de altă parte, ca și zonă de interes, și sunt de acord cu dumneavoastră, că orice municipalitate trebuie să aibă o clădire reprezentativă. Foarte multe ori aceste clădiri apar exact de sigura primăriei. Am început încă de anul trecut de mersurile cu poștarul. Am putea prelua, dacă este o formulă juridică, să preluăm într-o formulă, serii poștei. Am fost la un moment dat apostrofat de o serie de doamne de acolo, o doamnă fostă politiciană, ranforsată după aia în poștaș, din poștaș, senator, în fine. Pe principiu, eu le știu pe toate și nimeni nu mai știe mai la fel de bine ca mine. Nu dăm afară poștașii. Deci nu dă nimeni afară de neferit de acolo. Dar dumneavoastră sunt, din ceea ce am înțeles eu, inclusiv de la domnul ministru Șova, pe atunci ministru al telecomunicațiilor, sunt supradimensionate spațiile respective la cât sunt dumneavoastră acolo. Și e o soluție mult mai ieftină să închiriez sau să au oricum spații, nu e o problemă, și să găsească o cale de comunicare cu municipalitatea de Bacău. Dovada bunei mele de credințe față de Poșta Română a fost încă din primul moment în care am ajuns primar și am găsit acea formă de parteneriat în care taxele și impozitele locale sunt încasate prin poștă. Și nu avem doar acolo parteneriat cu dumneavoastră. Deci nu vrem să dăm afară poștași, nu sunt nicio formă, dar, într-adevăr, încercăm găsirea unei căi de juridice pentru a lua sediul poștei. Sperăm că vom reuși. Eu mă mulțumesc că am auzit astăzi vorbind și de problemă mare și pot să-i cerpim la ce solicitare de tot doar. Deci mă bucur că e prima oară când am avut în atenție o asemenea preocupare care înseamnă vieți de oameni. Mai mult decât în sigur, orice. Să vă spun că, apropo de acest lucru, discutăm de un pe axa 4 pe care am făcut o raportare a insulului și la acele zone de comunitate. Discutăm de tot ceea ce înseamnă sistemele de management al traficului, noi am cerut de la Uniunea Europeană 20 de milioane de euro. Deci pentru noi zona de trafic, de aia am solicitat asemenea sumă. Nu pentru că suntem efectiv interesați. Nu vă spun faptul că am foarte mari speranțe de la domnul ministru Șova, domnul ministru al transportului.
Dacă nu mai sunt întrebări pe acest subiect, voi aduce ultimul. Vă rog. Hotelul Moldova a depus cerere de certificat de urbanism, a fost eliberat, sperăm să-și continue activitatea. Eu să știți că nu dau înapoi cu povestea aia, 15%. Mai am găsit eu niște cărți. Știți cum mi-au fost și speculații. Adică, toată lumea, noi suntem foarte inventivi în a găsi soluții de a o întoarce. Dar sunt o serie de plătiri și, încă o dată, repet, ceea ce se întâmplă cu fostul teatru de animație este mai mult decât ciudat. Totuși, nu putem ține la nesfârșit. Te joci cu autoritatea locală sau te joci cu municipiul Bacău de-a hârtie. Ia hârtia, dă hârtia. Că noi toți stăm și vedem imaginea aia curtă de acolo. Da, să fie. Nu pozeze cineva să pună emblema Bacăului. Poftim? Să nu pozeze cineva să pună că e emblema Bacăului. Domnul Cepară, poate uneori, într-adevăr, știți, tot face o parte din ciuma roșie, tot dar eu vă spun ceva. Mai erau, înainte de, dumneavoastră, puteți să-mi confirmați, înainte de 89, mai erau aceste etape în care dacă intra cineva cu buldozerul, e, acum ar fi un caz bun să se intre cu buldozerul pe acolo. Vă spun că nu, fac. Incendii. Aveți până... Nu vă faceți de ce? Acolo să-i scrie. Asta cu ce titlul e? Incendii. Risc de a căzea clădirile pe oameni. Nu, dumneavoastră, spuneam lui Florin Popescu acum, eu nu înțeleg închisul, domnule. A închis de ceva, a închis casele culturi, a închis tot. Dar acolo ăla a, poate să pună foc deschis, înseamnă o nenorocire. La un moment dat, într-unul din blocul de... Dar a fost incendiu, de ce încerc? Păi dacă faci un incendiu, nenorocești toată tot orașul. De eu ce faci în soară? Eu pe mine asta. Și nu dumneavoastră, cu proprietate. Off the record. Permiteți-mi să nu... Off the record, vă pot spune opinia mea. Da. Asta e, pe mine rămâne. Eu în fața dumneavoastră, reprezentant al autorității locale și... Dar să știți că în situația dumneavoastră sunt multe instituții. Multe instituții de forță ale statului. Apropo de ce discutam în primul punct al conferinței de presă, cu intervenția instituțiilor statului în acele zone defavorizate. Acum, de curând, niște instituții spuneau că nu putem intra. Dar ce? Dar ne e frică. Vină poliția lor. Dar ce vi se întâmplă, domnule, acolo? Bineînțeles că nu se întâmplă nimic. Nu că ne face ceva. Cine vă face? Dar e mai simplu să zic, da, nu putem intra acolo. E mult mai bine. Da? Da, ultimul punct pe ordinea acestei conferințe de presă. Nu vreau să fac foarte multe considerații față de ceea ce s-a întâmplat ieri. Dar totuși nici nu pot să trec cu vederea, pentru că, din punctul meu de vedere, am avut un spectacol grotesc. N-am participat până acum la o ședință de Consiliul Local, deci în Parlamentul României n-am văzut asemenea manifestări cât am fost, când am fost consilier local sau când am fost deputat, n-am văzut până acum aceste manifestări. Mai nou, acum, în Parlamentul României, nicio problemă. Au venit o serie de băieți care se descurcă la treaba asta. Dar spectacolul de ieri a fost unul grotesc. Deci, pentru mine, să văd consilierii locale ai Partidului Național Liberal mânați de la spate de domnul consilier județean Petrică Mihăilă, care își adusese și o gașcă de mardeiași care îi ținea sus. Deci, o imagine efectiv grotească, să știți că acest lucru i-am spus inclusiv conducerii liberale. Eu înțeleg că v-ați unit, sunteți un mare partid liberal, dar acum a venit un pederist. Și de unde voi vă luați până acum lumină de la Crin Antonescu, pe care îl respect și mă de față, de la Maniu, de la Cancicov, în Bacău, acum a venit să vă luați lumină de la lămpașul Petrică Mihăilă, care a venit de la Podul Turcului să vă explice ce trebuie făcut în municipiul Bacău. Deci imaginea, și dacă vă pun la dispoziție înregistrările video, să vedeți efectiv cum erau mânați. Deci nu mai era doar o chestiune că sunt verificați sau că sunt certați. Nu, erau efectiv mânați. Și imaginea consilierilor locali, veritabil PNL, nu intrusiunile așa răsărite peste noapte PNL, stând așa în poziția asta, efectiv jenați de ceea ce se întâmplă. Nu vă spun de faptul că acolo s-au creat, deci, de fapt, întreaga poveste pe care a făcut-o Partidul Național Liberal acolo, sau
farul călăuzitor cu lămpaș, domnul Petrică Mihail, a fost prin intermediul domnului Niclăuș, se rezumă la, la următoarea chestiune. Dumnealor au amestecat acolo pere, mere, varză, povești, plângeri, ca să justifice, de fapt, un vot anti-Băcăoane. Pentru că se fie foarte clar și o să repete fiecare dată. Această societate de servicii publice nu ia Lucos din Necula, nu ia lui Scripos, nu ia lui Povenel, nu ia lui Fechet, nu ia orașului Bacău. Și unic acționar, municipiul Bacău, nici căreia nimănui. E toată libertatea ce le pot reproșa dumneavoastră este faptul că nu au avut o comunicare, n-au știut să vă prezinte dumneavoastră, în primul rând, ce fac ei, cum fac și cum nu fac. Dar, de aici încolo, să vii să spui, ca să vă dați seama de grotescul întregii situații de ieri, domnul Niclăuș, care culmea aruncat, îmi explica mie de cum trebuie și cum nu trebuie salubrizarea orașului. Oameni buni, societatea asta nu se referă la salubrizarea orașului. Societatea asta se referă la drum, se referă la spații verzi, că ar trebui să facem cimitirile. Da? În contractul de delegare pe care l-au votat data trecută, scria foarte clar, cimitirile. Deci nici măcar nu erau citite acele documente. Și mi se explica, și nu numai dumnealui, mai era și un da, mai era un domn care, chiar dacă m-a nici nu-i mai pronunț mine și nici nu mai bag în seamă, nici nu-i înseamnă la răspund în Consiliu, din punctul meu de vedere, mare mult până va de o persoană matură. Nu-i discuția aici că face salubrizare sau nu face salubrizare. Noi discutăm de câteva altceva. Dumnealor au luat și l-au amestecat. Dumnealui, că de ce face salubrizare? Baia, am ajuns să văd pe domnul Manolache explicând de patrimoniu. Cum e cu patrimoniu. Eu cred că în momentul în care am explicat pe diferența între administrare și proprietate, una diferită, nici nu pleacă în patrimoniu acestei societăți nimic. Rămân toate la administrarea ei. La momentul finalizării contractului se întorc la municipiul Bacău. Un administrator nu are dreptul de dispoziție, adică nu are dreptul să vândă sau să înstrăinezi acele bunuri sub nicio formă. Terenul care, știți, faimosul teren de care s-a discutat, că l-am dat acuzat, că facem tot umor, nu știu ce nu mai făcea. Terenul l-am întors înapoi la municipiul Bacău, ca să nu mai existe niciun fel de dispută și niciun fel de potențial risc. Ceea ce s-a întâmplat ieri, v-am zis, am văzut un om cu lăpașul curte, farul călăuzător, domnul Petrică Mihailă, care nu mi-a ajuns în județul. S-a terminat județul, a revoluționat problema la Podul Turcului și acum a venit la municipiul Bacău să mâne de la spate prin bor revoluționar consilierii locali PNL. Și a avut așa o portavoce domnul Niclăuș, care făcea culmea ca și-a avocat în cele confuzii enorme între activitățile pe care trebuia să le facă societatea și documentele pe care le-a citit, pe care le-a citit, evident că nu au citit nimic. Nu s-a citit nimic din ceea ce s-a prezentat acolo. Vreau să vă spun foarte clar. Au fost invitați la dezbaterea publică. Au fost invitați la negocieri. Mi s-a reproșat de către un domn consilier că de ce, că nu vin la negociere pentru că ei de ce nu sunt parte și sunt doar invitați? Pentru că așa e legea, oameni buni. Nu pot să vă iau pe voi, Consiliul Local, să vă fac parte de negociere. Asistați la ea, nici eu nu am parte. Asistați la ea, vă uitați, vă luați notițe. N-am nimic. Au fost încă 5 zile care au avut la dispoziție documentația la mapă. Și tu să începi să discuți de gunoaie. Ca să nu vă spun faptul că în luna decembrie, municipiul Bacău, prin votul unanim al consilierilor locali, a aprobat scoaterea la licitație, a documentația privind scoaterea la licitație a viitorului operator de colectare a deșeurilor. Și dumneavoastră vorbeam acum că noi strângem în gunoaie cu această societate. N-are nicio legătură. Deci au fost o serie de confuzii făcute în mod foie. După aia, replica supremă pe care am primit-o din partea domnului Niclăuș, biroul politic al PNL așa a hotărât. Eu repet ceea ce am zis și la voi. El e lipsit de experiență politică, evident. Dar nu poți niciodată
fața oamenilor, să spui că e mai important ce a decis biroul politic și după aia mai vedem noi. Și eu am trăit suficiente etape în Partidul Social Democrat în care nu am fost de acord cu biroul politic. Pot să vă dau niște exemple, de exemplu, la Roșia Montara. Eu nu am votat cum am zis partidul, am fost unul din cei 7 care am votat. Viața asta nu te duce așa cu capul înainte că spune Petrică Mihăilă, ca citită la Codul Turcului pe societatea aia. Efectiv nu face așa. Viața asta ți asumi o serie de decizii și încă un element foarte important. Eu nu am ce negocia cu domnul Manolar. Și am spus-o direct și din acel. Nu am ce negocia. Nu am ce negocia cu Partidul Național Liberal într-o cheie de hai să câștig eu, câștig și tu. Nu. Noi aici discutăm pentru comunitatea Bacului. Eu nu vin cu proiecte pentru Cosmin Nepal. Eu vin cu proiecte foarte clare. Nu este cumva și eu știu să spunem o vină dumneavoastră pentru că această societate nu a venit în fața ziariștilor, să spună ce au renovat, care le sunt serviciile, situația financiară, de personal. Domnul Bob, dacă este, oricum eu sunt cel care e vinovat în serviciul toate poziții. Mi-a spus să fiu vinovat și din acest punct de vedere, dar, repet, m-aș fi așteptat și până la urmă sunt o societate cu capital al municipiului, dar sunt o societate privată. În management privat, dumnealor trebuiau să știe mă așteptam la mai mult din partea de lor, pe partea de comunicare. Constat că nu se știe ce este cu această societate. Corect. Motive... Corect. Sunt de acord. Nu se știu lucrările care au nu se știu execuțiile lor. Nu se știu proiectele care au adus la cap. Astea trebuie toate prezentate și eu vă garantez că săptămâna viitoare. O să aveți în față la dumneavoastră, pe dumneavoastră, prezentându-vă exact ceea ce ați făcut. Eu mi-aș fi dorit, cum v-ați spus, faptul că această prezentare să aibă loc la ceea ce speram să fie viitorul seriei al societății, viitoarea bază operațională a societății de servicii publice și a tuturor structurilor de acest tip de la municipalitate. Vorba de fostele unități militare de pe strada Constanței, care acolo au fost considerate a fi depozite de tot felul de joase, de primărie și de peste tot și căruțe sunt acolo. Și ca să vedeți concret de unde au început și ce au început și ce au făcut. Din păcate nu pot fi în situația în care să vă prezint nou seriu, pentru că cineva mai găsit o soluție de șantaj. Domnul Petrică Mihăilă s-a gândit că nu vine să facă un început acolo, să ne treabă. Dacă nu are culturul, de ce să aibă acolo? Și, dar, apropo de asta, făcând o mică paranteză, vă anunț că în marți va fi din nou ședință de Consiliul Local. Și vă garantez că va fi în felul următor. Marți ședință, joi ședință. Marți ședință, joi ședință. Pentru mine este extraordinară. Este o soluție de ședință extraordinară și vă spun și de ce. Pentru că dacă vrem să nu ne jucăm cu dea politicieni și vrem să fim raționali să facem administrație, această societate trebuie bugetată pe nou buget al Consiliului Local. Și nu numai asta. Ea trebuie să degreveze organigrama primăriei cu cetățenii care îi va preba înainte de aprobarea acestui buget și anvelope bugetare. Trebuie să ne scadă un pic cheltuielile. Da? Dar oricum, săptămâna viitoare veți avea pe domnii în fața dumneavoastră, domnii, doamnele care sunt acolo, în cer scuze de domnul Popescu, prezentându-vă exact toată activitatea și așteptând din partea dumneavoastră cele mai bune întrebări. Pentru că mi se pare normal să vă spun. Da, corect. Eu o să mă întreb. Ce spuneți? Adică, care ce ar fi rău de negociere? Nu știu ce s-a putea negocia, nu mă cunosc. Nu. N-am plăcut într-un partid. Dar se pare că cineva cu altcineva a negociat și a obținut votul necesar acum două săptămâni sau când s-a votat concesionare. De ce e așa imposibil, așa imoral, o altă negociere? Cu altcineva sau cu partidul sau cu oricare. Nu mă înțelegeți greșit. N-am zis că nu voi negocia cu Partidul Național Liberal. Nu m-am fi să termin. Dacă la votul în viitoare veți obține acel vot necesar, o să credem că ați avut acea negociere rușinoasă. Dacă... Rușinoasă, dacă dați interes că n-aveți ce negocie. Nu?
Absolut nimic. Și aici exclus din stat e ceea ce nu ar trebui să fie politica moldovană și, din păcate, are și proiecții mai tânări. Sau ceea ce nu ar trebui să fie politic deloc. Nu v-a spus faptul că am avut cumva negocieri sau negocieri, discuții cu domnul Manuel. În păcate, mi-am dat seama că suntem într-un alt film. Anii 90 sau în chiriar, DNA-ul la Bacău, la Bunești. Da? Eu n-am ce negocia. Cu Partidul Național Liberal. Voi negocia totdeauna și voi discuta și voi avea discuții și ieși normal. Pe absolut toate proiectele orașului. Asta am zis. Dar nu pe absolut. Bun, dar mai negociat, de exemplu, la totul în Vox Motor, acum ei au o problemă de care acum își caută întrebătorul. Ați negociat? Eu vă spun că nu știu cine a votat dintr-o parte sau din alta, poate nu a fost Partidul Național, dar nu știu și nici nu mă interesează. Vă spun cu toată sinceritatea că am fost și am discutat și cu liderul de grup. Am discutat și cu consilieri locali, am discutat și cu președintele organizației. Să știți că nu sunt genul care să stau cu sabia sus și nu mă interesează. Nu sunt vreun Ștefan cel Mare. Și toată lumea se mi se închide. Sub nicio formă. Nu sunt. Știți, aici este diferența între mine și cei care se visează primari. Odată la 4 ani, e nebunia asta. Toți sunt primari. Deja sunt vreo 3 primari. Cunosc eu vreo 3, mai sunt prin Consiliul 2 fără ștabilă, sunt mulți. Și pe care se intre și al 3. Eu consider că acest lucru este un job. Eu nu sunt speriat de această funcție și când am ajuns pe scaun, mi-au văzut stelele de la Uniunea Europeană în cap și mi-au luat minții. Nu. E o chestiune de normalitate, un job ca oricare altul. A discuta cu partenerii din Consiliul Local este o stare de normalitate. Acum un an de zile, ca să vă dau proba acestui fapt, acum un an de zile, tot bugetul l-am discutat invitând toate grupurile politice să spună ce nevoi sau ce consideră că ar trebui făcut pentru orașul. Punctual, pe proiect. A fost absolut toate aprobate. Absolut toate. Discuțiile care le-am avut cu Partidul Național Liberal, să știți că le-am avut cu, nu are și cu toată lumea. Cu absolut toți consilierii locali. Dar am prezentat, nu de acum această situație. O prezint și tot explic și tot explic. Da? Dau seama că e devenit un petric în găină. Iar dacă va fi un vot favorabil, probabil a plecat în pașul petric în găină și mai foarte domnul zitor. Și nici mare de ea și care a pus ea în sală. Deci eu voi rămâne în continuare astăzi. Dar nu... mă uitam la frazele alea demagogice de ele. Deci vă spun sincer. Dacă în momentul de față legea Partidului Național Liberal o face petrică minuilă grupul său de mari de Iași. E trist. N-am să-i rog acum pe colegii din Partidul Național Liberal să îmi dezvolteze PSD ca să-și găsească. Dar în momentul de față, văd că pederistul Petric Mihăilă s-a depărtat. Și nu o spun fără a avea probe. Că i-ați văzut ieri, cum se desfășura acele ostilități și acele manifestări. Adică să pui în pericol o ședință cu atâtea puncte pe ordinea de zi. Să te ridici, pleci din sală, să-i lași pe toți oamenii care stăteau acolo și își așteptau numărul acele contracte de concesiune. Am înțeles că și Partidul Social Democrat și trei coloane de putere s-a ridicat din sală și a plecat. Așa e. Dar din ceea ce și-au întrebat. Și mi-am lăsat felul următor. În primul rând am votat toate proiectele pentru comunitate. Nu mai exista niciun alt proiect pentru comunitate care să nu fi fost votat. Doi. Din punctul nostru de vedere, o situație neclară acolo ce se întâmplă cu Partidul Social Democrat și noi nu vrem să intrăm într-o poveste. Nu vrem să ne... Oamenii și-au exprimat acel lucru. Da. Asta e. Oricum, ca să trag o concluzie a ședinței de ieri și această poveste a Societății de Servicii Publice, care e pentru Petrică Mihăilă, Fruntașul Liberal și Grupa
esența luptei politice, le-am explicat de atâtea ori. Nu votați contra lui Cosmin Nicola, gândiți-vă un pic la ceea ce au nevoie acești oameni în orașul ăsta. Nu transformați toată Consiliul Local într-un război cu Cosmin Nicola inutil. Hai să mergem înainte și după aia oamenii să aprecieze ce am făcut eu, sau ce n-am făcut eu, ce sunteți dumneavoastră, ce n-ați făcut dumneavoastră. Dar până una alta, să știți că jumătate din acțiune pe care le fac, este, în cel spus de expresie, să rănesc așa în mizeria lăsată de unul. Să o împing așa de la spate. Și eu mizerie. Și asta fac, o împing cu lopata așa, tot felul de mizerie lăsată de unul. Apropo de mizerie lăsată de unul. Ieri a fost primul termen în procesul teatrului cu Alba Sedată de pretenții. Și v-ați primit sau v-ați primit deja o invitație, mă rog, de intervenție forțată. Primăria este a devenit parte în proces. Foarte bine. Știți ceva? Știți mai multe amănunte? În momentul de față nu știu, dar mi se pare cu cadrul juridică normal. De ce n-ați intrat din primă? Aici o să las, am lăsat de plina posibilitate Teatrul Municipal Bacovia, ca fiind ordonatorul care a fost prejudiciat. Și în subsidiar, din punctul meu de vedere, a fost prejudiciat bugetul Municipului Bacov. Dar prima cale de acțiune pe care o avea era Teatrul Municipal Bacovia. Știți că eu nu sunt jurist, dar și eu puteam să vă spun că nu trebuie să facă plângerea la București. Am făcut-o totuși acolo și s-a amânat un an în toate procesul. Da. Și abia acum e în Bacău. Bun, dar de la parchet ați primit vreo cerere de prosedere în parte civilă? Nu. În cealaltă dosar? Nu. Dosarul a fost declinat către poliție. Așteptăm de la poliție. Poliția judiciară să facă o serie de politică. Dar, exact cum a scris și dumneavoastră, acolo nu a încetat dosarul, cum scriau. Gata, de acum trece. Nu. Nici pe departe. Așa, pentru a primita o glumă, care că totuși nu e serioasă. Teatrul Bacovia are un purtător de cuvânt, pentru că nu l-a sunt pe cred, care este din Iași. Și locuiește acolo. Când iei legătura, fie că nu răspunde, fie că nu știe despre ce este vorba. Locuiește la Iași? Poftim? Locuiește la Iași? Da, locuiește la Iași. Vă puteți să informa. Nu știu dacă este cel mai normal. Am să verific. Ce mai este spus? Din Iași. Poate o fi din Iași, dar poate o fi mutat în papel, nu știu pe care... Nu cred. Vă puteți informa. Da? Am să verific chiar. O să verific ceea ce spune lucrul ăsta. Da. Să vedem dacă sunt remedie în eventualul pe care în acest. Dacă nu mai sunt alte întrebări, eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea dumneavoastră. Cer scuze că a durat atât de mult, dar nu ne-am mai văzut de mult timp. Nu vă ascund faptul că o să cresc această am dorit foarte mult ca aceste conferințe de presă să vin, nu de dragul de a veni să vă spun o mărgită. Nu. Vreau să facem aceste conferințe de presă, să vă prezint lucruri concrete și chestiuni care s-au întâmplat și lucruri bune.